China își continuă ambițiile în domeniul tehnologic. Trenul Maglev, care poate atinge o viteză de 620 de km pe oră și care până acum era considerat doar o jucărie de laborator, a ajuns la stadiul de prototip. Noul Maglev face parte din planul autorităților chineze de a asigura conexiuni mai rapide între marile orașe și se bazează pe principiul de levitație magnetică. Potrivit oficialilor chinezi, aceste tipuri de trenuri ar putea deveni un mijloc de transport chiar mai rapid decât avionul pe distanțe de 1000 de kilometri în viitor. În condițiile în care trenurile de mare viteză sunt deja mai rapide decât avionul pe distanțe de până la 700 de kilometri. China a investit masiv în ultimii ani în trenurile cu levitație magnetică devenind prima țară cu linie maglev pentru uz comercial. Pentru moment însă, trenurile prind o viteză de 430 de km pe oră. Din acest punct de vedere, China se află într-o competiție foarte strânsă în acest domeniu cu Japonia.